Ia uite ce reduceri monstruoase! Roagă-te pentru portofelul meu, da? Frumoasă selecția de aici, nu? Wow! Rochia asta-i drăguță! Se pare că fetele astea au gusturi asemănătoare! Cred că trebuie să probez! Ne vedem într-un minut, bine? Sper să-mi vină! Ah! De ce perdeaua asta e așa de jos? Abia mi-acoperă talia! Avantajele de a fi super înaltă! Vești bune, Betty! Rochia e doar a ta, dragă! Ura! Vin imediat! Ah, nu-i de bine! Toată lumea o să-mi vadă chiloții! Bună, domnișoare! Cred că nu mai provez! Se pare că niciuna din noi nu și-o ia! Wow! Chestia asta e drăguță! Bingo! Conform hărții mele, comoara e fix în cadă! Mă bag! Wow! Ia uitați ce pradă, prieteni! Pun pariu că mai sunt și altele! Picioarele alea lungi înseamnă că nu se înnoată în cadă asta! Acum mă simt ca într-o adevărată baie cu spumă! E timpul să învăț! Material de citit? Bifat! Manual? Bifat! O să fie beton lucrarea asta! Ah, nu o să meargă! Așa de enervant! Trebuie să mă dau puțin mai aproape! Zici că vâslesc! Dar n-am vâsle! Cum aș putea să stau așa? Hai! Gata! Mă apuc de treabă! Așa mai merge! Jocul de azi o să fie mortal! Sper că m-am antrenat destul! Ah, n-am văzut-o pe aia! Mă rog, doar un pic de apă! Oamenii scunzi, în schimb, sunt puțin mai afectați de băltoace! Betty, ai grijă, dragă! O să fie nasol! Uh-oh, mă duc! Băltoacele sunt mult mai adânci când ești scund, nu? Stau în față! Și tu conduci, Steven? Ce soare e azi! Oh, da! Aș vrea și eu puțină umbră! Ce? Fața mea e încă în soare! O să-mi țin ochii închiși! Chestia asta mă sugrumă, frate! Cât de înaltă trebuie să fiu ca să merg cu mașina asta? Gata de plecare? Am ajuns, Betty! Sper să avem gustări bune acasă! Gustările sunt ultima grijă a lui Betty! Mi-ar trebui niște cremă pentru iritații! Uită-te la chestia asta! Wow, chiar pot să încap aici! Așa, profa, sunt aici! Rosie? Umbra ta te-a dat de gol! Așa și... Vreau să vorbim despre asta! Of, dacă insistați... Deci am picat grozav... Ah! Nu mai sta picior peste picior, te rog! Alo? E cineva acolo? Cred că iar mi se pare că aud chestii! Stai! E Ava! Salutare! Felicitări pentru nota 10! Sunt așa mândră de tine! Mulțumesc! Ne vedem la ore, bine? Și sar! Ador picioarele puternice! Puțin. Alea sunt ciocolățele? Oh, atât de aproape! Oh, am nevoie de nițel ajutor! Serios? Urăsc să fiu scundă! Ar trebui să meargă!
nemișcată. Se cam clatină. Nu! Aia e! Am auzit ceva? Apa! Rosie, ajută-mă! Ce s-a întâmplat aici? Am înțeles. Astea sunt dulciurile pe care le voiai? Mersi! Pentru serviciile tale! Hai să terminăm cu pregătitul! Culoarea asta e așa drăguță! Îmi place! Îmi stă și bine! Clar e alegerea potrivită! Ok, hai să schimbăm locurile ca să putem termina! Clar nu vrem să întârziem! Uf, părule! Dă-te de pe fața mea! E așa de frustrant! Trebuie să-mi termin machiajul! Se pare că se cam chinuie acolo! Au, spatele meu! Uf! Să te pleci așa e greu! Te complici degeaba! Folosește oglinda asta! Mi-ai salvat viața! Mai sus, te rog! Dar mai la dreapta! Nu, prea departe! Acum două mai la stânga! Hai, măi! Uf, nu merge! Dă-mi o mie! Scuze, doar încercam să te ajut! E mult mai bine! Nu trebuie să mă mai aplec deloc! Ai terminat? Vreau să plecăm! Gata, să mergem! Petrecerea asta e grozavă deocamdată! Uite, stă acolo singurel! Oare ce o să fac mâine? O să mă duc acolo, urează-mi baftă! Hei, nu-i așa că melodia asta e cea mai tare? Mă face să am chef de dans! Oh, da! Îi arată cele mai bune mișcări de dans! Scuze, trebuie să nu fiu aici! A plecat! Nu! Nu i-a plăcut deloc dansul meu! Nu înțeleg! Am făcut până și mișcarea asta! Pute! Și e chiar în fața mea! Asta m-ar ajuta cu problema mea de fată scundă! O să o bag pe sub bentița mea! Și uite așa mi-am făcut o vizieră! Drăguță mască! Mă rog, cum spuneam, cum să nu fie impresionat de asta? Un latte cu vanilie vine acuș! Bună, pot să... Bună, domnule! O cafea la filtru, te rog! E bună și proaspătă! Poftim! Să curăți, nițel! Pot să comand acum, domnișoară? Aud un șoricel? Sunt nebună? Ce? Aproape că nu te văzusem acolo! Îmi dai și mie o cafea, te rog? Imediat! Am o ceașcă proaspătă pentru tine! Mersi! Ce dulceață ești! Ajunge! Hei, asta-i mărime de copii? O zi plăcută, dragă! Poți să stai la masa copiilor! Distracție plăcută! De ce toți cred că sunt mică? De ce râde el? O să mă joc cu tine, dulcico! Îți plac animalele? Ar vrea să se joace cu tine?